E bine, zice. Atunci când într-o biserică locurile ocupate sunt mai multe decât cele goale, este semn că se poate mai mult. Aș fi vrut să discutăm despre cele petrecute dimineață, apoi vreau de asemenea să discutăm împreună tineri și mai în vârstă despre cum vedeți în continuare dezvoltarea bisericii noastre de aici. De asemenea, noi obișnuim în zonele noastre ca măcar o dată pe trimestru să îmi iau caietul, pixul și să întreb. Ce doriți să întrebați? Ce doriți să știți? Ce vreți să rezolvăm împreună? Tot ceea ce considerați că este de folos pentru dezvoltarea noastră. Acum aș vrea pentru început, deci să vă spun ceva din Scriptură despre subiectul care a dominat ziua de astăzi, casa lui Dumnezeu. Ce reprezintă pentru tine, pentru mine, pentru noi, ce trebuie să reprezinte casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu? Am găsit în Scriptură și în Spiritul Profetic foarte multe și importante, peste 20 de semnificații și valori ale casei Domnului. Vreau să prezint așa mai pe scurt, ca să ne luăm timp pentru a discuta împreună. Cele ce am zis mai înainte. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea acestei biserici? Din Mihilești, o biserică nouă, tânără, actul de naștere este datat. 21 martie 2024. Ce este, ce lucrare, ce vă spune 21 martie? În general, așa. Primăvara. Prima zi de primăvară. Mulțumim, frate Valentin. Prima zi de primăvară. E frumos coincidența aceasta, nu? Îmi place foarte mult. Și n-am planificat-o nici așa. Nu am gândit să fie pe 21 martie. Și pur și simplu, când am tot vorbit despre inaugurarea aici, fratele Denis vroia chiar de 1 ianuarie, în decembrie, parcă primul gând era prin decembrie, neapărat să facem inaugurarea, după aceea s-a amânat și la un moment dat am mai pus o dată, am întrebat pe fratele președinte al conferinței, era vorba ceva ianuarie, februarie, și zice președintele, nu avem liber decât pe 23 martie. Și am zis, bine, și pentru 1 martie e bine, mai ales că, gata, în minte am zis 21, 22, 23 martie, venirea primăverii. Să însemne și pentru noi o nouă naștere. Fericiți copiii care se nasc pe 21, 22, 23 martie. Da, e ușor de ținut minte și o corespondență foarte interesantă. E cineva aici născut pe 21, 23 martie? Nu? Bun. Sunt multe zile într-un an și el pentru atâtea alte zile. Da. Și apoi, fiindcă avem aici mulți tineri, Domnul fie lăudat lucrul ăsta. Vreau să-i auzim și pe ei ce doresc ei de la noi. Știți vorba lui Eminescu? Ce-ți doresc eu ție? Dulce Românie. Da, frumoasă poezie. Să ne spună tinerii noștri ce vor de la noi, de la slujbașii bisericii, de la părinți. Deschis așa, să avem o discuție bună, deschisă. Ce doresc părinții de la copii? Să vorbim așa împreună. Dar frate, mi-ai spus atâtea multe probleme încât ne apuc eu 12 noaptea cu problemele astea să le discutăm. Dar mai sunt 52 de sabat într-un an. Mai discutăm. Să le avem îndere, să notăm și astfel să avem un evantai de probleme înainte. Hai să începem cu ce ziceam. Casa lui Dumnezeu. Ce alte denumiri știți dumneavoastră că dă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, Bisericii lui Hristos, Casei lui Dumnezeu. Notăm, luăm, e bine la adunare să venim, așa, învățam noi o dată cu creion, o să luăm, frate Lucian, unde ești? Așa, sabatul se vine să avem aici 30-50 de caiete, cred că merim la asta, mai mici, mai mari, 30-50 de pixuri, și fiecare la ușă să-i dăm un caiet, pix, și sunt aici, carte de cântări, da, proiectăm aici, nu mai e carte de cântări, avem aici.
să ne notăm cu Biblie, ca să învățăm, să venim la, la biserică ca la școală. Și am dat una din semnificațiile foarte importante ale Bisericii lui Hristos, Casa lui Dumnezeu. Este școala lui Hristos, unde învățăm noi, școala de sabat, e ușor corespondența, unde învățăm noi de la Domnul nostru, cum spune în cartea Educației, cel mai mare învățător pe care l-a cunoscut lumea noastră și Universul, de fapt. A fost, este și va fi și în vecii Domnul nostru Iisus Hristos. Ce dascăl minunat, ce învățător minunat, care a trăit pentru noi, a murit pentru noi, mijlocește pentru noi, ca noi să învățăm marile lecții ale vieții pentru mântuire veșnică. Biserica este, într-adevăr, școala lui Dumnezeu pentru ajutați-mă, haideți să zicem. Pentru ce este aceasta, pentru ce am ființat Duhul această școală? Da? Bun, altceva. În cartea Educație spune ceva, o corespondență extraordinară, care sigur le va place tinerilor. Spune acolo așa, Domnul vrea să ne includă în această școală, pentru că absolvind-o, școala vieții, prăită cu El, crescând, cum se spunea de dimineață, spre desăvârșire, să putem fi admiși unde? În Universitatea Cerului. Extraordinar de frumos. Mi-aduc aminte din tinerețe că mi-a plăcut foarte mult atunci când se dragă școala, mi-a plăcut foarte mult această legătură între școala de pe pământ în care noi suntem incluși de Domnul Hristos, ca elevii Lui să o absolvim în așa fel încât să fim admiși la Universitatea Cerului. Vă place lucrul ăsta? Cum? E super, e super. Haideți să ne ajutăm. Cine vrea să spună? O altă semnificație a Casei lui Dumnezeu. Hai să studiem împreună. Să găsim, știți că se spune la școală că cea mai bună metodă pentru învățat este metoda prin descoperire. Da. Atunci când tu însuți particip la descoperire, altfel o apreciez descoperirea și ce mai reprezintă Biserica lui Dumnezeu, Casa lui Dumnezeu. V-am spus, sunt 20 și 22. Am spus decât unul. În Biblie spune că Casa lui Dumnezeu este Templul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu. Pe pământ, să vom ajunge în Templul lui Dumnezeu din cer. Apoi, casa de rugăciune, acum pentru noi, este spitalul spiritual al lui Dumnezeu pentru vindecarea noastră. Betesda. Pentru vindecarea noastră. Și vindecare fizică și vindecare spirituală se poate obține prin legătura cu marele medic, marele medic divin. 5. Deci casă de rugăciune, templul lui Dumnezeu, școala Domnului Hristos, 4. Spital spiritual pentru vindecare, 5. Atelier duhovnicesc pentru formarea caracterilor pentru noul paradis. Atelier, în atelier se cioplește, se linduiește, se prelucrează material pentru ca să se facă din el ceva, ceva bun, ceva valoros. Aici noi suntem formați pentru caracterele noastre, pentru a locui împreună cu îngerii și cu Dumnezeu. Și într-un atelier știți că este muncă, este trudă, este efort deosebit. Într-un atelier sunt și rebuturi. Și cât de dureros, stai că mi-a fost tâmplar. Șofer în război, apoi după aceea a renunțat la șoferie și a fost tâmplar. Și avea ucenici, mereu 2-3-4 ucenici, 2-3-4 ucenici. Și ne chema și pe noi copiii, toate și mai tânăre chemate, mai ales când pe vremuri, când se făceau lucruri care se încleiau cu clei, o ușă mare, trebuia să fie cât mai mult, cât mai repede, că se răcea cleiul. Era un efort deosebit, prompt și rapid. Și mi-aduc aminte atunci când rinduluia ceva, el, ucenicii, și când se greșea ceva, ce părere de avea? Cum mai strica lemnul ăsta? Ah, ce? Pe vremea aceea, și astăzi sunt scumpe materiale, dar pe vremea aceea și mai și. Și chiar și în acest atelier al Domnului Hristos, cu durere spune, de multe ori se întâmplă acest lucru. 6. Biserica lui Dumnezeu, Casa lui Dumnezeu, este familia Domnului cu fiii Tatălui Ceresc și frații și surorile Domnului Hristos. Suntem aici o familie. Biserica lui este familia lui Dumnezeu.
frați și surori, copii și părinți, Hristos este fratele cel mare și Tatăl Ceresc, Tatăl nostru. Vedeți câte lucruri se leagă, studiind din diferite puncte de vedere, semnificația unui adevăr care, de fapt, Biserica lui Hristos este esențială în lupta aceasta a vieții. 7. Biserica lui Hristos este poporul lui Dumnezeu, răspândit în toată lumea, asemenea poporului Israel de pe vremuri, care îl reprezintă pe Dumnezeu. Îmi notez ceva care mi-a venit acum, înainte. Așa. La timpul potrivit. Bun. 8. Este Ioan 10. Hai să citim aceste versete foarte frumoase. Ioan capitolul 10. Despre ce se vorbește în Ioan capitolul 10? Știm toți, da? Cine ne spune? Ioan 10. Păstorul cel bun. Capitolul 10, versetul 14. Eu sunt păstorul cel bun. Psalmul 23. Eu îmi cunosc căile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște de mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Ce valoare găsim aici, ce concept corespunzător bisericii găsim în aceste versete. Ziceți, ce concept corespunzător noțiunii de Biserica lui Hristos. Staul. Este staulul lui Hristos. Este staulul păstorului cel bun. În afara lui sunt oile pierdute, înăuntru sunt oile câștigate de Hristos, păstorul cel bun. Și cei dinuntru trebuie să facă efortul împreună cu păstorul cel bun să aducă în el și celelalte oi risipite. Da, un concept frumos privitor la Biserica lui Dumnezeu. 9. 1 Timotei 3:15. Biserica lui Hristos este stâlpul și temelia adevărului. Ce frumos! Ce, vedeți cum se îmbogățește o noțiune privind-o din mai multe puncte de vedere, din texte biblice, din viața de toate zilele, cum vorbea Domnul Hristos, parabolele Lui, și din asemănările care se pot face între lumea fizică și lumea spirituală. Hristos folosea concepte, noțiuni din lumea fizică ca să poată reprezenta, explica, concretiza adevărurile fundamentale ale împărăției spirituale lui Hristos. Pentru că în felul acesta, adevărurile abstracte, ca la matematică, și nu numai, și în acest domeniu al teologiei, al științei despre Dumnezeu, lucrurile nevăzute să fie explicate, concretizate prin lucrurile văzute. Căci împărăția lui Hristos este încă o noțiune abstractă, invizibilă. Și noi o asemănăm cu lucruri concrete, pentru ca să înțelegem ce însemnează această împărăție a lui Hristos, acum a Harului, în curând a slavei. 10. Evrei 12:23. Biserica lui Hristos e biserica celor întâi născuți. Oh, aici iarăși se deschide un alt mare câmp de învățătură. Fiecare subiect din acesta constituie subiect de predică, de predici, de cărți, de adevăruri mari, de studiat. Nu vom reuși în viața aceasta. Vom continua în veșnicie. Timpul ne va fi favorabil. 11. Cu ce asemănează Hristos în Apocalipsa Biserica Lui? Foarte... Mireasa. Mireasa. Bravo, frate Costică. Mireasa Lui Hristos. Apocalipsa 12, 7 și 8. În 1 Timotei, capitolul 3, Biserica Dumnezeului Celui Viu. Biserică vie, Biserica Dumnezeului Celui Viu. 13. Am citit dimineață, când am citit din Geneza 28. Era acolo iarăși un concept sublim despre Biserica lui Hristos. Ați reținut?
Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Îmi place. Nu doar a cerului. Poarta cerurilor. Al treilea, al nouălea. Mult mai multe chiar. Pe această poartă, prin Biserica lui Hristos. Și aici putem răspunde la întrebarea. Întâlnim deseori oameni care zic așa, știți ce, eu vreau să mă botez, dar eu nu vreau să fac parte dintr-o biserică, să mă leg de o biserică. Vreau să fiu liber. Și pe unii mai lămurim, pe alții nu. Au oameni care când și când ne întâlnim și care spun, nu, eu vreau să fiu. Și explicăm că este vorba de ceva foarte important, nevoia aceasta de biserică. Și dumneavoastră, istorioara aceea care o se spune deseori în biserica noastră despre importanța venirii la biserică și despre răul care este adus de trăirea fără biserică. În situație simplă. Un creștin odată s-a supărat pe patru, altul pe prezbiter, altul așa, și n-a mai venit la biserică. Și atunci păstorul sub s-a dus la el și era iarnă să discute cu el. Și la început, una alta s-a apropiat de sobă, un clește a scos un tăciune și l-a pus acolo pe tava aceea de tablă. Și ce faceți? Continuăm să discutăm. Vreau să stea aici. Și ce s-a întâmplat cu tăciunele? S-a stins. Puțin câte puțin se stinge. Și ce uite, zice păstorul, mă uit la tăciunele acestea și nu-mi pare rău ce s-a întâmplat cu el. Și omul nostru, deși supărat, a înțeles. Da, frate, înțeleg. Fără biserică nu poți să păstrezi vitalitatea credinței. În Biserica lui Hristos există viață. Trebuie doar să te încadrezi în sistemul ei, prin pocăință, prin credință și să mergi înainte. 13. Poarta cerurilor. Geneza 28:17. Punctul 14. Este sanctuarul lui Dumnezeu. 15. O noțiune din Vechiul Testament superbă, excepțională. Cetate de scăpare. Cetatea de scăpare. Știți ce valoare aveau cele 6 cetăți de scăpare în Vechiul Testament? Omul care făcea ceva rău, fără să vrea, se putea refugia acolo și găsea scăpare în anumite condiții. E cetate de scăpare pentru oamenii loviți teribil de lumea aceasta, de satana, de rău. Aici, în biserică, să găsească scăpare omul năpăstuit de vitregiile vieții, necăjit, bolnav, unii poate alungați din familie, alții din societate, alții de la servici, alții prezent sănătatea. În Biserica lui Hristos trebuie să găsească oricine tot ce trebuie ca o adevărată cetate de scăpare divină. Și satana să nu aibă intrare în această cetate a lui Hristos. Să stea la porțile ei, departe, cât mai departe. 16. Folosește noțiunea aceasta spiritul profetic. Biblie și spiritul profetic. Centru de instruire misionară. Biserica este centru de instruire misionară. Spune spiritul profetic așa. Cea mai bună lucrare pe care o pot face slujbașii bisericii. Și mai spune ceva concret acolo. Cea mai bună lucrare pe care o poate face, pe care trebuie să facă un pastor. Este lucrarea de a învăța pe credincioși să facă misiune. Dacă nu învață acest lucru, pastorul își neglijează cea mai importantă sarcina lui. Căci pe această cale, omul se întărește, se dezvoltă, se împuternicește și poate să lupte și pentru sine și pentru alții. Aici este mult de vorbit și de făcut și pentru noi. 17. Un centru de cultură creștină. Cred că le poate plăcea mult tinerilor acest lucru, dar nu numai. Și bătrânilor, și adulților. Cultură. Ce e cultura? Dar cu ocazia următoare discutăm mai mult. Și biserica nu este anticultură. Biserica nu este împotriva culturii. Dimpotrivă, credem că cea mai aleasă cultură, cea mai folositoare
este cea care se dezvoltă, se cultivă, se promovează printr-o biserică activă, reală, care se dezvoltă din toate punctele bune de vedere. 18. Curățenie, iarăși din Vechiul Testament. Biserica lui Hristos de astăzi este arca lui Noe de atunci. Arca lui Noe. 19. Am folosit conceptul, când am vorbit despre școala Domnului, este Universitatea Cerului, pentru care noi ne pregătim acum. 20. Casa de oaspeți a creștinului pentru călătorii obosiți. Aici călătorii în lumea aceasta să poată găsi locul prin care ei să se odinească, să se refacă și să poată merge pe adevăratul drum. 21. Biserica lui Hristos este, ne spunea lucrul acesta fratele Bocăneanu, mi-aduc aminte, imediat după Revoluție. La întâlnirile noastre cu pastorii, deseori dânsul amintea următorul lucru. Și ne pare rău că nu s-a implementat acest concept mai repede și mai bine, dar cred că putem remarca cu bucurie că prinde tot mai mult. Atenție, dragi slujbași, dragi părinți și dragi tineri! Biserica lui Hristos trebuie să fie o casă de binefacere deschisă. Urmează o noțiune deseori folosită. 7 zile din 7. Și 24 de ore din 24. Păi, dar cum, frate? Păi să vă spun. Când eram la Cernica, în anii 97-2001 am lucrat acolo ca responsabil economic, la începutul lucrării de acolo. Și probleme ca grele, ca orice nou început, trebuiau cumpărate tot mobilierul, era mult, șantierul încă era acolo, a fost muncă multă. Colaboram bine cu studenții și cu carele, angajări, foarte multă muncă. Și la un moment dat se ideau, aveam probleme foarte mari cu paza, nu aveam gardurile complet făcute și aveam în jurul nostru oameni de bine care mereu ne călcau terenul și ziua, numai noaptea. Și aveam aici, vorbeam, când vorbeam și cu salariații și cu studenții, le spuneam așa. Știți, începuseră atunci telefoanele, aveam un telefon cu o cărămidă și studenții început. Apoi era acolo la centrală, la portar și spuneam așa. Telefonul meu este deschis 24/24 și am băieți care suntem în echipă, Lucian, Marinel, și acum deseori le spun. Noi, misionarii, trebuie să avem telefonul deschis. În continuu. Nu oprim telefon, nici nu le aruncăm în altă cameră. În camera în care trăim, le punem cât mai departe de noi, dar trebuie permanent să fim în stare de veghe, permanent dispuși ca să răspundem la orice apel, la orice urgență. Este așa, băieți? Da. Tare, n-aud. Tare, Lucian. Frații mei, e foarte important ca așa să fim. Deschiși la nevoile celor din jurul nostru, în continuu. Și oamenii să știe. La Ionescu, la Popescu, la Ghejean, la Marinel, la, spuneți, la Denis, la Valentin, la Costică. Poți să te duci la poarta lui, să bați oricând ai nevoie. Urgent, urgentă. Bineînțeles. Dar vreau să vă spun că în 4 ani cât am lucrat acolo, că la un moment dat mi-au zis unii, băi frate, bă, dar nu o să mai dormi, că o să te sune ăștia noaptea și te pune de rele. Nu mi-e frică. Ne educăm. Vreau să vă spun că niciodată n-am fost sunat de cineva căruia să-i spun, m-ai sunat degeaba. Ce rost are? Nu așteptam, trebuie să așteptăm dimineață. Nu. Întotdeauna am fost sunat, mi-aduc aminte, fratele Dărvășan, care în curând va fi și dânsul în echipa noastră, zice, într-o noapte a venit de la gară, luat niște colegi și pe drum, acolo prin Pantelimonul, s-a stricat mașina. Și pe baza faptului că știa că pot să fiu sunat la orice oră, m-a sunat. Și frate, Ghejean, vă rog să mă iertați, zice el, cum să, nicio problemă, unde ești, gata, imediat, am venit. Și eu însumi aveau o satisfacție, adică gândiți-vă la oamenii aceia care noaptea rămâneau pe drum. Sau aveau o problemă de spital, foarte mult se întâmpla, noaptea,
Păi, eram cu sute de studenți. Să o nevoie și să n-aibă cine să-i rezolve. Creștinul și Biserica lui Hristos trebuie să fie. Acum, fizic, Biserica lui, avem astfel de situații, de exemplu, la Giurgiu. Avem centru misionar care e deschis zilnic. Știu surorile aici, sora Ionela aici, sora Mimi, care sunt acolo slujbași în acest domeniu. Sora Sofie, acum de viață. E foarte important ca oamenii să știe că noi suntem deschiși la nevoile lor. Și orice problemă ar avea, ei pot să apeleze la noi, fiind convinși că nu ne deranjează, nu ne supără și mai mult decât atât că vor găsi din partea noastră disponibilitate de a-i ajuta. Facem tot. Și cum adică, frate, faci tot? Că nu poți face tot. Da? Așa este, din punct de vedere fizic. Eu vă spun că noi putem face tot pentru orice problemă. A oricărui om. Cum credeți că putem să facem față unui asemenea angajament? Păi pot să-l ajut să-și ia pâine, nu? Pot să-l ajut să-și facă gardul. Pot să-l ajut și la reparația acoperișului. Am făcut și noi câteva case de jos până în sus. Și vrem să mai facem. Multe, dar sunt situații când te depășesc. Și atunci ce faci? Nu cazi de mincinos că nu faci tot ce trebuie? Atunci spun așa, prietene, uite, noi asta am putut. Acum cunosc pe cineva care te poate ajuta în situația aceasta când nu te mai pot ajuta. Adresa lui este aici. Numele lui. Aici găsești persoana care te poate ajuta în problema dumitale. De viață și de moarte. Orice natură. Hai să apelăm împreună la el. Și știm cu toții, acum ne putem ruga și pe telefon. Un om la nevoie. Vorbim cu el să nu uităm. Uite, aș vrea să mă rog cu dumneata. Să ne rugăm. Și e foarte bine. Biserica lui Hristos este o casă de binefacere deschisă 7 zile din 7. Vrem și noi aici, unul din planurile noastre este ca aici să avem ca la Giurgiu o persoană care să stea mereu aici, măcar 8 ore pe zi și oamenii să știe, le vom spune. Orice are o problemă se poate prezenta pe strada Monumentului numărul 2. Îmi place tare mult adresa. Extraordinar. Monumentul numărul, țineți minte, Biserica Adventistă din Mihăilești. E pe strada Monumentului numărul 2. Foarte frumos. Acolo te poți duce. Și dacă nu ți se rezolvă, se notează acolo. Am nevoie de amnevoie și apoi luăm măsuri ca să rezolvăm problema. Nu reușim noi, echipa noastră, biserica noastră. Apelăm la biserica din Cornetu. În curând, biserica din Cornetu. Apelăm la biserica din Bragadiru. Biserica din Învingători. Mergem la diviziune. Trebuie să ajutăm pe orice cu toate puterile. Și dacă ne depășește pe noi, pe toți, apelăm la Dumnezeu. Mi-aduc aminte, în vremea tinereții, am citit despre o evangelizare din Columbia, nordul Americii de Sud, că la un moment dat, adventiștii de acolo, în cadrul unei evangelizări, începuseră să facă lucruri grozave pentru oamenii din zona aceea. Și în localitățile din jurul locului unde se făcea evangelizare, ajunseseră să spună unii altora, duceți-vă la adventiști și ei te vor ajuta. Am și acum un caiet îngărmenit de zile în care recent m-am întâlnit această experiență. Și atunci mă gândeam, Doamne, când vor duce și oamenii din România, haidem să mergem la adventiști, că cei te pot ajuta. Am avut la Giurgiu o situație asemănătoare acum vreo câțiva ani. Anume, sora care este secretară acolo îmi spune într-o zi, uite, a venit la mine o doamnă care lucrează într-un domeniu înalt la județ și mi-a spus că vrea să o ajutăm. Și anume, era o doamnă la 30 de ani, a doua naștere și știți cum este, cum mi se spune după naștere, unii pot face depresie postpartum. Și
zice că s-o ajutăm. Păi cum, de unde a aflat despre noi? Cum aveam acolo, s-a spus de dimineață, întâlniri de psihologie și alte cursuri cu medici. Mama ei lucra, cum zicea, mama lucra în zona în care spuneam, la județ. O colegă de-a ei fusese pe la noi și din ce învățase pe la noi, la întâlnirile noastre, și-a rezolvat o problemă asemănătoare, dar nu ca aceasta, asemănătoare. Și fericită, când a auzit de colega ei că fata, dumnea ei, suferă de așa ceva, i-a spus, du-te, dragă, du-ți fata la dentiști și ai să vezi că te ajută. Tânăra doamnă fusese la medici, fusese la psihologi și nu găsea rezolvare. Și auzind acest lucru, venea la noi și ne-a spus, frații mei, când am auzit lucrul acesta, mi-am adus aminte de ce citisem, cred că sunt 30-40 de ani înainte. Ce vă spuneam, de credincioși din în Columbia. Du-te la dentiști și ei te vor ajuta. Extraordinar. Și îmi spune ce, păi, hai să ajutăm. Păi cum faci? Spuneți-i să vină duminică cu soțul și să discutăm. A venit, povestea e lungă, vă spun pe scurt. I-am spus, doamnă, eu nu sunt medic, sunt pastor și pot să fac consiliere și creștină și în domeniul acesta de limită. Avem și psihologi, cum ziceam, avem și medici, dar uite, eu vreau să facem noi câteva întâlniri și după aceea vom discuta și alte etape. Și am propus un plan de 6 luni în care să ne întâlnim duminica, să vină cu soțul la noi la centru acolo și să studiem o oră jumate, două, pas cu pas, adevărurile principale ale credinței Bisericii Adventiste de ziua 7, adevărurile Bibliei. Cu dietă, cu program de viață, cu studiul Bibliei, cu principiile de sănătate. Și îi spuneam că în 6 luni, eu sunt sigur că dumneavoastră, după ce mi-a povestit însă cum se manifestă, că nu poate dormi noaptea, că nu mai poate mânca, obosită, nu? Și din discuția că mi-am dat seama, se uită la televizor până la 2 noaptea, din câteva lucruri din ce spunea, mă vine și alte nereguli grave din stilul de viață, mi-am dat seama că dacă își reglementează stilul de viață, ea are șanse mari să-și rezolve problema care o are. Și zic, dacă nu rezolvăm, vom apela, că dânsa spusese, v-am amintit că încerca să dusese la mulți specialiști și nu găsea rezolvare. Pe cum să găsești rezolvare dacă tu zbiciuiești corpul într-un asemenea hal, calci în picioare cele mai elementare principii de sănătate? Și, frații mei, nici 3 luni n-am făcut, căci pas cu pas, aveam și un caiet, notam ce face, spuneam săptămâna aia cum a rezolvat problema, în ce măsură a rezolvat problema cu televizorul, cu dieta, cu viața. Bă? Și hotărâtă să rezolve, după 3 luni de zile a zis, nu mai am nevoie. Dar i-am spus, nu mai continuăm dacă dumneavoastră sunteți ocupată, dar țineți-vă de această listă, vă pusem o listă cu lucruri principale, de studierea Bibliei, venirea la biserică, regulament în ceea ce privește mâncarea, odihna, alimentația. Este foarte important ca noi creștinii să fim cunoscuți ca oameni care în biserica noastră învățăm să trăim și sănătos și să avem soluții pentru multe din problemele grele pe care oamenii le au în familiile lor. Oh, în familiile lor, ce problemă! Pentru care biserica noastră are cadre, are învățături, are întâlniri care poate oferi, în care poate oferi soluții dumnezeiești pentru o viață sănătoasă și binefăcătoare. Frații mei, aproape că s-a scurs timpul nostru. Vă plac aceste 20 și cât ați 21-22 de concepte care luminează noțiunea de biserică? Da. Da sau nu? Da. Poftiți! De pastor, am și o întrebare. E, acum la întrebări. Aici sunt foarte mulți tineri, copii. Vă ascultăm cu drag. Oameni care îl caută pe Dumnezeu. Întrebarea mea este așa. Poate că în mintea unora se ridică întrebarea aceasta. Fratele pastor a predicat acum despre Biserica lui Hristos. 20 de puncte. Este muntele, este cetate, staul și mai departe. În lumea noastră sunt multe denominațiuni sau culori religioase. Baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici, așa mai departe. Care este Biserica lui Hristos? Bună întrebare! Mare întrebare! Și dacă noi credem că Biserica Adventistă este Biserica lui Hristos,
Dacă pentecostalii spun că lor este biserica lui Hristos, da. Ortodoxii spun că acolo este biserica lui Hristos, care este biserica lui Hristos? Bună întrebare. Sper că nu e grea. Nu e grea. E foarte grea. Nu e grea. Nici foarte grea. E colosal de grea. Știți de ce? Așa învățăm pe teren, printre principiile noastre de lucru pe teren, e o știință mare, știința misionarismului practic și eficient. Ori de câte ori discutăm cu omul, așa stăm, geantă lângă noi, cu Biblia. Și când el pune întrebare, să vedem ce scrie aici. Și impresia este puternică. Noi nu spunem, să fim cunoscuți ca oameni ai cărții, oameni care apelez la scrie. Ce spune Biblia despre întrebarea dumneavoastră? E o problemă foarte grea datorită rătăcirilor și a spus și dumneavoastră, datorită multitudinii imense de filozofii, de credințe, de filozofii în lumea aceasta care au rătăcit oameni. Și spune Biblia, în capitolul 22 din Matei, ia uziți, 22-29, Iisus le-a zis, vă rătăciți! Nu pentru că nu sunteți, n-au studiat la Sorbona, ci pentru că nu cunoașteți Scripturile. Cine cunoaște Scriptura și se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nu se rătăcește. Și găsește adevăratul staul. Ce frumoasă noțiune. Dragul meu, Biblia descoperă caracteristicile bisericii adevărate. Și noi le învățăm acestea chiar la botez. Poate nu atât de bine întotdeauna. Și acolo găsim 3, 5, 7 caracteristici, 10 caracteristici ale Bisericii lui Hristos. Care pot arăta care este Biserica lui Hristos. Căci, dragii mei, noi înșine trebuie să ne punem în fața privirii cercetătoare a lui Dumnezeu și în fața cerințelor Bibliei. Noi înșine știm că dacă facem acest lucru, de multe ori ne găsim în faul. Că nu corespundem și că trebuie să ne redresăm, să ne redirecționăm, să ne pocăim de starea noastră păcătoasă. Toți avem nevoie de creștere continuă. Acela care nu mai simte nevoia de creștere, care nu mai plânge în cursul săptămânii de greșelile care le-a făcut, zice, Doamne, ce prostie am făcut, iar am vorbit ce nu trebuie, iar am zis, mereu să fie aspri cu noi înșine și înțelept și îngăduitor cu semenii noștri. Biblia spune, hai să arătăm câteva lucruri. Apocalipsa 14:12, textul care arată identitatea Bisericii lui Hristos. Identitatea Bisericii adevărate în cele sute și mii de credințe și de filozofii. Aici, este casa lui Dumnezeu. Aici este răbdarea Sfinților. Aici sunt Sfinții lui Dumnezeu. Unde? Acolo unde sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Aici avem două caracteristici. Mai sunt. Haide să ne revenim doar la acestea. Poruncile lui Dumnezeu care sunt? Citim în Biblie și vedem că poruncile lui Dumnezeu nu sunt nici poruncile lui Papa, nici poruncile patriarhului, nici ale mele, nici ale dumitale. Sunt cele 10 porunci veșnice ale lui Dumnezeu. Și le luăm de rând. Porunca întâia. Eu sunt adevăratul Dumnezeu. Jehova. Dintr-o dată ne despărțim în cadrul celor 8 miliarde de locuitori, dintr-o dată păgânii, budiștii, brahmanii și ceilalți sunt lăsați deoparte. Nu sunt în staul lui Hristos. În staul lui Hristos sunt cei care au poruncile lui Dumnezeu. Rămân creștinii, creștinismul. Știți cât creștini sunt la ora actuală pe glob? Avem, deci, 8 miliarde de locuitori, 8 miliarde și ceva. Câți creștini sunt? În toate confesiunile creștine. 2 miliarde și jumătate, aproximativ. Opa! Deci, dintr-o dată am restrâns cercul în care se află Biserica lui Hristos foarte mult. Acum, mergem mai departe. Porunca a doua. Ce spune porunca a doua? Să nu te închini la icoane, la statui, la oameni, la idol, la vedete, la, cum le spune, la... La staruri. Mai este o... Influență. Așa. Păi, deschizând ochii, ne uităm în jur. Bisericile tradiționale, ortodoxe și catolică, sunt pline de icoane și de statui. Ortodoxe icoane și catolice de statui. Iarăși ne despărțim de marele, cea mai mare parte dintre creștini de astăzi. Ar fi frumos o tablă de lumea. Dintr-o dată
rămân 2 miliarde, din 9 miliarde cât însemnează? Un sfert! În cadrul unui sfert. În cadrul acestui sfert, deja avem de-a face cu Biserica Ortodoxă Catolică, care constituie majoritatea creștinilor, cu numele, care nu mai avem de-a face cu ei. Ei nu sunt Biserica lui Hristos, decât poate cu numele. Pentru că se închină într-un mod teribil de grav. Ar zice de... Da? Dar nu mai zic. Pentru că așa spune Biblia. Încearcă ei să spună, dar nu trebuie să dau acum, că nu ne închinăm la icoană, ci la ce reprezintă icoana. Măi, nene, dar porunca spune clar să nu te închini și să nu-ți faci și să nu le slujești. Păi ei slujesc icoanele mai mult decât slujesc eu mașina. Dar nici nu se compară. Deci, am restrâns. Mergem mai departe. Porunca a treia. Să nu-i îndeșert numele Domnului Dumnezeului tău. Aici are o poruncă care vizează adevăratul creștin. Porunca a patra. Să lucrezi 6 zile, iar ziua 7 este duminica. Și azi întâlnim oameni care spun ziua 7, deși s-a schimbat calendarul și se vede pe perete că ziua 7 și în calendarul ortodox nu este sâmbătă, totuși ziua 7 duminica. Măi, mine, nu-i duminica. De ce? Hai să deschidem cartea. Cartea ne spune că de la creațiune și până acum s-a păstrat neschimbat adevărul, că sâmbăta este nu evreiască, ci dumnezeiască sărbătoare a Bibliei. Și de data iarăși se mai restrânge foarte mult cercul în care e poporul lui Dumnezeu. Frați baptiști, frați pentecostali, frați martori al lui Jehova și câți mai sunt, nu sunteți pe calea lui Hristos. Veniți, Domnul vă iubește pe toți, și ortodoxi, și capi, și induși, îi iubim, sunt frații noștri, în afara staului. Și spune Spiritul Profetic, bine că mi-a venit minte ideea asta, nu uităm, noi nu disprețuim, nu ne socotim, nu jignim pe cei care sunt în afara staului. Pentru că sunt copiii lui Dumnezeu, trebuie să iubim, pentru ei trebuie să trăim, să iubim, să le dăm viața. Hristos a dat viața pentru dușmanii lui, pentru noi toți. Și noi, dar trebuie să ne dăm viața pentru frații noștri. Știți unde scrie lucrul acesta? Ioan 3:16, spune, țineți minte, o corespondență. În Ioan 3:16 se vorbește despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Hristos a murit pentru noi. În 1 Ioan, ia să deschid, să vă spun ceva foarte frumos. Așa, zice aici. Ia auziți. În 1 Ioan, tot 3:16, ni se spune ce trebuie să facem noi vis-a-vis de ce a făcut Iisus. În Ioan 3:16. Ușor de ținut minte, nu? Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. O corespondență sublimă între Ioan 3:16 și 1 Ioan 3:16. Vă place? Extraordinară. Acolo trebuie să ajungem noi. Nu doar să ne dăm haina pentru cel care nu are. Nu doar să ne dăm pâinea pentru cel flămând. Trebuie să ajungem atât de mult să iubim pe orice om care îl caută pe Hristos, să-l slujim pe orice om pentru a fi pe Hristos, până acolo încât Ioan 3:16 să-și găsească împlinirea prin Ioan 1 Ioan 3:16 în viața noastră. Extraordinar de frumos. Să știți că teologia are și frumusețe și simetrie excepțională, încântătoare, sublimă. Și așa dat viața. Dar el trebuie să ne dă viața pentru frați și mai vreau să ne amintesc ceva. Dar nu. Avem în felul acesta, ne despărțim, frate, și de baptiști, de pentecostali, de toți ceilalți care, ba cu har, ba cu Duhul, nu merg pe calea lui Hristos. Așa spune Biblia. Mie mi-a plăcut și acum îmi place, ori de câte ori am ocazie să particip la o biserică de orice natură, să mă duc. Numai la spiritism nu pot intra. N-am intrat și nici că vreau să intru vreodată. Să nu faceți așa ceva. Știți, în istorie s-au întâmplat cazurile ăștia care s-au dus de curiozitate și nu au mai putut să scape. Biblia spune, nu te duce. Întâlnirile spiritiste sunt cele mai periculoase întâlniri pentru om. E ceva, e un demonism atât de puternic acolo, încât să ne fie teamă de a ne apropia de diavol și de demon. În felul acesta, stimate frate, ajung, cred, și la Biserica Adventistă. Din mii de filozofii, până la urmă ajung. Voi ce credeți voi? Păi uite ce credem noi. Biblia și Spiritul Profetic. Dar ce e la Spiritul Profetic? Oho, Spiritul Profetic este lumina lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului, cum a fost de-a lungul perioadelor istoriei lumii noastre. E comoara lui Dumnezeu. Trebuie să o citim zilnic, cu copii, cu nepoți, cu vecini.
În continuu. Să nu fie niciuna din cele aproape 50 de cărți care nu le citim la rând, să le învățăm. Este într-adevăr hrana lui Dumnezeu. Cine nu trăiește și citește zilnic cu Biblia și Spiritul Profetic, nu poate înainta în credință atât cât trebuie și nu va face față așa cum trebuie în lupta care ne stă înainte. Și cercetând Biserica Adventistă, îmi dau seama, fericit, că am ajuns în staul. Și pot să spun oricărui om, să discut cu orice om, nu e ortodox și nu discuta cu ei că te corup. Nu, frate! Discut cu oricine. Spuneam, numai cu spiritiștii nu vreau să intru în cameră să discut. Pentru că așa spune Biblia. Cu ceilalți nu fug de nimeni. Mă las cercetat de oricine cu privire la învățăturile care le trăim noi sau care le trăiesc ei. Și discutăm pe baza cuvântului Dumnezeu. Știți, Dumnezeu s-a lăsat cercetat 6.000 de ani de tot Universul. Și nu doar cercetat, este frumos spus cercetat, judecat, analizat, întrebat, condamnat. Și Dumnezeu stă demn pe scaunul său și spune, vă iubesc și vă aștept. Vedeți, uitați, ăsta sunt eu, n-am nimic de ascuns. Nu fac nicio șmecherie cu nimeni, nicio afacere cu nimeni. Nu de frica anafului, ci din dragoste pentru Dumnezeu. Și dacă caut cu inimă sinceră, Domnul îmi va spune, aceasta e Biserica Domnului. Aceasta este cu adevărat casa lui Dumnezeu, poarta cerurilor. E Biserica lui Hristos. Și spune în citatul acela care l-am dat aseară sora pentru, cum spunea acolo, frații mei, biserica aceasta, oricât de slabă și plină de defecte, cu conducătorii umani, atât de problematici, e Biserica lui Hristos. Uitați-vă în Vechiul Testament. Avem vreodată Biserica lui Hristos perfectă, cu slujbași și conducători perfecți, infailibili, oameni buni. De ce uită criticii Bisericii Adventiste că mă cunosc cu mulți dintre ei și mă tot asaltează și mă întreabă, dar spun, băieți, hai să discutăm deschis. Spuneți-mi dumneavoastră unde în Biblie Domnul Hristos, Biblia ascunde păcatele slujitorilor săi. Putea să ascunde și în Scriptură să fie Sfinții lui, Sfinții Imaculați. A spus, pentru ca să se arate că unul singur în tot, din tot Universul venit pe acest pământ sau născut pe acest pământ a putut să fie biruitor complet asupra lui Satana. În rest, noi toți ceilalți suntem vulnerabili. Am căzut și cădem. Cine zice că n-are păcat, este un mincinos. Aceasta e Biserica lui Hristos. În ciuda faptului că eu sau dumneata încă nu stăm la nivelul acela. Și vai de noi dacă nu ajungem acolo unde putem și unde trebuie. Trebuie să ne iubim conducătorii. Păi cum adică? Dacă Biblia îmi cere mie, gândiți-vă dumneavoastră, frații mei, dacă Biblia îmi cere mie să iubesc pe vrăjmașii mei, cum a iubit Hristos, apoi gândiți-vă ce exigență are Dumnezeu de la mine cu iubirea și față de conducătorii mei. Și când văd atâta ură la unii, atâta condamnare, atâta zbieră, atâta acuzații, deja îmi dau seama dintr-o dată că oamenii aceștia sunt pe o cale greșită. Oameni cu spiritul de acuzație. Chiar și acelui vinovat. Nu e Spiritul lui Hristos. Când eu un om vinovat lângă mine, în sufletul meu trebuie să nască compătimire, iubire, durere și să-l ajut. Și nu să-l arăt cu degetul să scriu, uite bă ce faci ăla, uite ce se cred. Acesta nu e Spiritul lui Hristos. Hristos plânge. Hristos îl doare păcatele copiilor săi. Da. Și astfel ajungem în Biserica lui Hristos. Bine că am ajuns. Rămâneți aici, dragi tineri. Frați, surori. În ciuda a tot ceea ce puteți găsi care vă deranjează, vă supără. În comunitate, în biserică, la nivel și până sus. El conduce biserica. E biserica ajunsă la ființă prin profeție, prin profet. Ca pe vremea marilor profeți. Altă biserică nu va mai fi. Vedeți cum de aproape două secole de când există biserica, câte ramuri s-au desprins. Toate s-au prăpădit. Până și marturii lui Iehova, cea mai puternică ramură care s-a dezvoltat din Biserica Adventistă, sunt puternici. Dar puternici în rău. Nu puternici în bine. Pentru că nu prezintă o competiție, o concurență. Pentru că atât de greșiți. Îi cunosc bine, am avut de-a face cu ei și în pușcărie, și
în civilie, am avut o grupă de tineri, m-am pe stradă și m-am lăsat interesat, hai să studiem. Da, mă aștept la mine acasă. Au venit mai multe rânduri, am lăsat să spună și îmi puneam și așa întrebări ca novicele și... Și până la urmă, pas cu pas, au dat seama că fac drumul degeaba și n-au mai venit. Nu, se deschis. Cine se teme să-și discute modul lui de viață, să analizeze cu neprietenii lui, are ceva de ascuns. Are ceva vulnerabil. Ori aceste timpuri pe noi ne pregătesc pentru timpurile de groază când vom sta singuri. Când eram la pușcărie, frații mei, mi-am aminte, singuri, nimeni nu mă putea ajuta. Veneam soția la porțile pușcării cu pachet de la Deva, de la Craiova, sta zile multe. Aveam o familie de adventiști din Deva, de două fete de liceu, care o primea și sta, și părinții mei. Și îmi dam seama, cu problemele care mă confruntam, nimeni nu este lângă tine. Singur trebuie să stai, să crezi, să rabzi, să aștepți și să fii pregătit să mori. Când îmi spunea, de aici nu mai ești. Uite, urmează să-ți facem un al doilea dosar și nu mai ești. Pentru că fapta ta este crimă împotriva statului. Tu nu poți fi lăsat liber, tu nu poți trăi liber. Și, domnilor, cum credeți dumneavoastră? Se mirau de sănătatea mea și de faptul că nu-mi păsa că mai dau încă una și încă una și că mor acolo. Și le spuneam, viața mea este în mâinile lui Dumnezeu. În mâinile lui Dumnezeu. Nimeni nu poate face nici câtuși de puțin fără voia lui. Nici un fir de păr din cap nu scade. Nici o vrabie. Și mare luptă, știți ce comparație asemănătoare ca Domnul Hristos face Martin Luther? Se spune că într-o zi a fost, știți, cum se deduse ordin, bula aceea papală nebună, ca să fie omorât. Oricine îl va omorâ, va fi premiat, nu știu ce. Se întâlnește un om și spune, de ce mergi singur? Nu știi că oricine te poate ucide și va fi decorat și recompensat? Uite, am aici. Imediat te pot omorâ. De ce nu te protejezi? Și spune, omule, așa se poate crede că dumneata mă poți omorâ. Dar nimeni nu mă poate atinge nici măcar cu degetul fără voia lui Dumnezeu. Și spune celebra afirmație, comparabilă cu aceea a Domnului Hristos. Niciun fir de păr nu cade fără voia lui, nici o vrabie nu cade fără voia. Și el adaugă, uite, magistral a fost un om mare. Nici o frunză nu cade fără voia Creatorului. Apoi eu, când el va vrea să cad, să închei viața, știe că e cel mai bine pentru mine atunci. Cu Domnul mergem înainte, fraților. Aceasta e biserica lui. Nu ea ne mântuiește. A, foarte bine de subiectul ăsta. Nu o biserică ne mântuiește. Și știți ce pretind ortodoxi? Că numai în biserica lor te poți mântui. Și catolici și celelalte. Nu. Biserica adventistă e un alt semn al umilinței ei, al caracterului ei dumnezeiesc. Nu biserica te mântuiește. Nici pastorul, nici părinții, nici papa, nici patriarhul, ci numai Hristos. Nu învățăm noi așa din Biblie. De unde pretenția preotului ortodox sau catolic că ei te mântuiesc? Încă o dovadă că sunt pe cale falsă, ca să nu zic mai mult. Iubiți biserica Domnului. Pentru că am uitat acelor 22-23. Aceasta e biserica ambasadorilor lui Hristos într-o lume străină. Și 23 este trupul lui Hristos. Nimeni, oamenii pot pretinde și comuniștii, că o desfințează, că o demolează, că o termină cu ea. De unde? S-au terminat ei, biserica lui. Trebuie să crească și va crește. Altă biserică nu va fi. Orice ramură dizidentă, a lui Coman, a lui oricăruia, se va prăbuși. Deja e prăbușită în rușine și în penibil. Penibil. Deci, puțin zis, sunt adevăr bun. Oameni buni, închei spunându-vă, am învățat de multe ori, de mult timp, faptul că... Dar hai să pun sub formă de întrebare. Știți dumneavoastră, cu adevărat, care este cel mai greu păcat? Orice păcat poate fi iertat și biruit. Dar care e cel mai greu de biruit, despre care se poate spune că aproape, că dacă pune stăpânire pe om, este nenebiruit? Păcatul răzvrătirii. Păcatul răzvrătirii față de autoritatea legal constituită. O terminologie poate mai juridică, dar e biblică. Cine nu învață din copilărie să asculte pe tata și pe mama din iubire,
îi va fi greu sau aproape imposibil în cursul vieții. Părinți, învățați copiii să vă asculte din iubire, iubindu-i și învățându-i. A învățat să ascunzi autoritatea, în primul rând părintească, cu iubire, nu cu forța. N-ai câștigat nimic cu forța. Convingerea e arma lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Ascultarea de autoritatea părintească, apoi autoritatea școlară, apoi autoritatea civilă, autoritatea statului, așa cum respectă Domnului în cadrul corespondenței cu legile lui Dumnezeu, aceasta este o cale excepțională de dezvoltare. Uitați-vă în Biblie. De la războiul din cer, care a avut la bază nemulțumirea, răzvrătirea, și până la ora actuală, în Biblie, Core, Datan și Abia, Cain, la apucat răzvrătirea, la nenorocit. Și toți ceilalți după aceea, actualmente, toți care au plecat din Biserica Adventistă, n-au avut niciun motiv. Chiar dacă, când am fost în problema cu armata, știți, se vorbea că am vederi reformiste. Se înghebase un proces, pentru că avea și biserică să fie exclus. Și le-am spus, dacă mă excludeți în această biserică, eu nu numai că nu mă supăr pe ea. Și voi mă dați pe ușă, intru pe fereastră. Aceasta e Biserica lui Hristos. Iubesc și orice mi-ați face. Orice s-ar face biserica. E biserica lui! Poate că unii într-o comunitate se poate greși împotriva unui om. Se poate lua măsuri arbitrare. Dar nu acesta este Hristosul adevărat. Iar se poate redresa. De aceea când vedeți, când auziți pe un conducător că a făcut ceva, e rău, e grav. Acel om trebuie să pucase de grabă. Dar aceasta nu constituie pentru mine o pricină de potignire pe calea împreună cu Biserica lui Hristos. Iubim Biserica Domnului. Pentru că iubim pe Domnul ei. Amin. Nu idolatrizăm Biserica. Nici pe ele noi. Doamne, ferește. Scrierile ele noi. Dar ca și exemplul ei este magnific, minunat și măreț. Să urmăm în ceea ce este drept și bine. Așadar, mulțumesc. Am ajuns la Biserica Domnului. Dar am amintit doar două, credința lui Isus, viața lui, spune 1 Ioan 2:6, cine zice că urmează pe calul să trăiască și el cum a trăit Hristos. Și aici merge mai departe selecția, frate, cum vă zice? Marius. Domnul Marius, acum chiar și în cadrul Bisericii lui Hristos, atenție, e neghină și greu. Oho, ce durere. Dar noi nu fugim de neghină, nu fugim unii de alții, căutăm să ne ajutăm, să ne sprijinim, să conlucrăm pentru a ridica biserica. Cu cât conlucrăm pentru binele și mântuirea altuia, cu atât lucrăm mai mult la mântuirea noastră. Cine nu lucrează, cine nu simte cu semenii lui să-i ajute, acela nu lucrează nici pentru sine. Cine nu are iubire misionară, însemnează că el însuși nu stă bine cu Hristos. Trebuie pocăință. Și când trăiești adevărata pocăință, în tine se va dezvolta focul misionar. Nu vei putea sta, nu vei putea pierde nicio ocazie să nu vorbești unui om care te întâlnești despre Hristos, despre o invitație la adunare, o broșură, o revistă, să-i deschizi calea către veșnicie. Dar mai sunt și multe alte caracteristici. A apărut biserica la timp profetic. Ce biserică a apărut la timp profetic? Cercetați și vedeți dacă nu. Biserica Adventistă a apărut la timp profetic. Știți, 2300. Apoi, astea sunt semne extraordinare, care mă angajează atât de puternic în a trăi în această biserică și pentru ea, orice s-ar întâmpla cu unii dintre ei, biserica nu va cade. Va cade un președinte, sau o conferință, o uniune, biserica lui nu va cade. În Germania, spre exemplu, acum e mare problemă în biserica noastră. Se poate ajunge la excluderea ei din cadrul bisericii. Dar cade, sigur. Dar știu, am vorbit cu cineva care lucrează acolo, și mi-a spus, nu biserica din Germania așa. Unii conducători, Domnul se ierte, Domnul se ajute. Nu defăimăm biserica lui Hristos datorită. Ba există vânturi de acestea, cu zecimea, vai de mine. Oamenii aceștia care vorbesc împotriva zecimii nu-și dau seama că se joacă cu focul. Cu focul. Eu unul din copilărie, din proprie experiență, am văzut acest lucru. Iubiți pe Domnul, iubiți poporul lui și va fi bine. Domnul fie lăudat. Amin. Amin. Continuăm dățile următoare.